Mi-a zis dacă este greu. Hai să mergem la Melissa să o surprindă, să vedem ce face ea. Oh my god, ce plăcut e. Ne vedem mai târziu. De minute sau 11 km de acasă până la The Floating Room. Mai exact o experiență deosebită pe care prietenii noștri și cumetrii noștri la Vinea și Ciprian ne-au cumpărat-o. Și Teo. Și Teo, evident. Să nu uităm pe Teo. Iar astăzi mergem să o onorăm. Ideea este că această experiență trebuia să o avem deja din februarie, de când a fost ziua noastră. Și noi nu am reușit să ajungem până astăzi și astăzi suntem în 7 iulie. Așa că suntem foarte entuziasmați pentru că am citit pe site toate beneficiile acestui tip de spa prin plutire. E de fapt o terapie prin plutire, dar o să vă povestim pe parcurs. Haideți cu noi. Dar despre aspectul tău semi claustrofob. Bă, de asta am văzut că n-au zis nimic și mi-e cam teamă puțin că nu știu ce o să fie acolo. Bine, nu sunt eu cel mai claustrofob dinte toți, dar oricum, mă gândesc de două ori înainte să mă bag într-un spațiu de ăsta mic. Să știi că poți sta cu capacul deschis, semi-deschis, și să știi că poți să alegi să nu stingi lumina. Văzut că poți să ajustezi și lumina și muzica, dacă vrei cu muzică, vrei să doar să meditezi, să vrei doar să te relaxezi. Oricum, la cât de stresat suntem noi ultimul timp, eu cu aviația și Melissa cu job-ul corporate. Și cu nunta! Și cu nunta și cu pregătire mare parte pentru nuntă, cred că ne prinde foarte bine. Și e o alternativă complet diferită la masajul la clasic sau altceva. Cred că poate fi o alternativă foarte bună și la terapia obișnuită, cea cu psiholog, mă gândesc. Adică dacă te poți distinde și deconecta prin această manieră și simt că îmi face bine, poate chiar o să-mi iau un abonament, de ce nu? Că ajută la căpuț să te relaxezi. Hai să vedem ce scrie aici. Informații și acord înainte de plutire. Foarte drăguț aici. Uite, prosop, dopuri de urechi, cervețele de machiante, bețe de urechi, șampon, balsam, gel de duș, uscător de păr. Tot ce vă trebuie. Adică veniți doar cu haine de pe voi, pentru că puteți să stați și dezbrăcați total în cuvele acestea. Super! Noi, pentru că și filmăm, o să fim în costume de baie, stați liniștiți. Așa. Așa, sunt camerele, sunt la fel, diferă doar puțin culoarea, adică mă legeți de care cum e. Ok, unde este bun? Tot unde este pentru lumină. Dacă vrei să închizi lumina pe șudată, dacă vrei să aprinzi pe șudată, dacă vrei să rămâi pe o singură culoare, ți-a apăsat 2 secunde. Ok, butonul acela este de start, primul lucru pe care îl faceți când intrați, apăsați butonul de start care să știu că a început. Ok, și ca să știi și voi când începe și când termină, o să aveți 10 minute muzică la început și 5 minute la sfârșit. Ca să știm să-mi termina, să-mi ieși spre ele. Ia zi, văd dacă este greu. Greu? Mă, nu e ușor. Alege, nu? Ce ai de ales? E asta? Sau asta? Oare se vede sau putem să aprindem lumina? Se vede, se vede, se vede bine. Ah. Ok, foarte drăguț. Alege, nu, ce ori pasă, n-am probleme, că sunt la felul. Sunt gata, cred că o să mai prind doar părul. Tocmai te lovi de coconul ăsta. Cred că o să mai prind doar părul, o să-mi adaug dopurile. Când ne-a dat drumul la muzică. Așa că trebuie să ne grăbim. Ca să începem. Da, haide! Eu prima? Hai, tu prima. Sunt 2 seama cum e. Foarte interesant.
Practic asta este poziția. O, Doamne, chiar plutește de păratele, fără niciun efort. Oh my God, ce plăcut e. Wow. Ia. Nici nu e nevoie să-mi pun dopurile de urechi, pentru că plutesc atât de simplu. Pentru că dacă aș băga și urechile, ar fi și mai, și mai ușor. Mamă. Ne vedem mai târziu. Și acum a venit și rândul meu. Ne auzim în scurt timp. Până acum ai plăcut, e foarte sărată apa și e caldă și muzica asta ambientală pe fundală chiar îți dă un vibe foarte bun. Hai, ne auzim mai târziu. Senzația din mare moartă? Ce? Apa asta te face să plătești și să stai într-o relaxare. Poate că muzica asta nu e cea mai relaxantă. Da, e fain aici. Da. Și aici avem o scâtă apă. Așa te stropești pentru că apa asta e foarte sărată. Și cred că asta e momentul în care vreau să vă las și mă relaxez în The Flow din rom. Ciao. Bă, nu știu despre voi, dar mie mi-a intrat apă de asta sărată ochi și mă gustă, nu mai pot. Și am rămas și fără apă în recipientul ăla, pulverizatorul ăla cu care practic trebuia să-ți clătești ochii. Dar cu ocazia asta, pentru că am ieșit din sfera asta, să zicem așa, hai să mergem la Melissa să o surprindem, să vedem ce face ea. Hai să-mi iau papuci. Am făcut la apă aici. Am făcut apă aici, că la apă la muncă. Da, hai să vedem ce face Melissa. Bună! Nu știți că nu aveți voie să intrați peste altcineva când se relaxează? M-am plictisit acolo, nu m-am plictisit. Serios? Da. Te-ai plictisit? Trebuie să vă uite. Cum să te plictisești? Stăteam pe spate și la un moment dat am ațipit. Și efectiv am luat apă din aia ultima, era super mega sărată. Și nici nu aveam apă suficientă în pulverizator și m-am dus la cliveta și m-am spălat. Și aia. Când o tine bine? Foarte bine. Nu te vedeam ce s-a oprit muzica la un moment dat și nu știu să o pornesc din nou. Nu știu să o pornesc? Păi nu știu să poate porni. Da, da. Cert e că mie îmi place foarte tare. Facem niște poze? Hai. Ha! Am început muzica, ceea ce înseamnă că mai sunt 5 minute din experiența noastră floating. Mie personal mi-a plăcut foarte mult. Nu știu mai des cum s-a simțit, dar mi-a plăcut și chiar m-am relaxat. Așa că eu vă recomand. Asta e tot, nu? Da. Mulțumim tare mult. Mare drag. Și nu, o să ne mai revedem cel puțin eu. Cred că am auzit că ți-a plăcut. Mie mi-a plăcut, da. Deci parcă genul... Da, da, chiar îmi place. Mulțumim frumos. Mulțumim. Seara faină. Ciao, ciao. Pa, pa. O, Doamne. Bă, m-am simt mai relaxat. Nu știu dacă experiența este conform dorințelor mele în mod particular, e mai mult așa de Doamne, domnișoare, relaxare. Crezi? Da. Nu văd neapărat așa. Pentru mine sunt adeptul activităților mai dinamice, cu multă acțiune, aventură. Transpirație. Și cum, tu cum te relaxezi? Prin aventură? Da, bine, pentru masaj, prin, nu știu, pentru altceva. Bă, mi-a plăcut, a fost ok, dar n-a fost așa pe gustul n-a meu. N-a. Reușeam pentru puține momente, pentru că mintea noastră gândește foarte mult, să mă deconectez și să mă gândesc la nimic. Ăsta era scopul meu, să mă gândesc la nimic, să-mi golesc creierul. Mie mi se pare chiar o terapie foarte bună în combaterea stresului, anxietății. Clar, pentru persoanele care sunt claustrofobe, nu e o idee bună pentru copii, ești închis. Confirm. Am avut emoții
din perspectiva asta pentru Marius, chiar mă gândeam la un moment dat, oare ce-o face el? Și după aia a venit la mine, deci a fost clar un răspuns că nu a fost neapărat pe gustul lui, dar pe gustul meu 100% da. Cam atât de la Float Room, oricum a fost pentru mine o experiență foarte plăcută și eu aș mai reveni cu drag aici, adică mă simt mai ușor așa, ca un fulg acum. Nu uitați să dați un mare like, un subscribe și să ne spuneți în secțiunea de comentarii încă o dată dacă vă place această experiență sau dacă v-ar plăcea să încercați. Ce ziceți, băgați un Floating Room?